Se numere Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele de noastră, și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru că ne-a nădăjduit. Nu Te punea pe noi foarte, nici pe unii fără de legele noastre, ci caut și acum pe oamenii și ne zbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile Tale și unul Tău chemăm. Șeagul și pururea și în veci vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Vecioară, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim între Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Prea curatului Tău chip ne închinăm, Bunule, cer și iertarea greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie binevoitate să fii cu trupul pe cruce, ca să scap din robia vrăjmașului pe cei ce zidi cu mâna Ta, pentru aceasta cu mulțumită strigă Ție. Toate le împlu de bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce a venit să mântuiești lumea, Doamne, slavă Ție. Ceea ce ești izvorul minei, vrednicește-ne prin noi milostivii Tale, născătoare de Dumnezeu, caută spre poporul cel păcătos, trimite ajutorul Tău de sus, că întru Tine ne dăjduim, strigăm, bucură-te ca și oare când Gabriel mai mare, voievod al cetelor celor fără de trup. Pomenirea dreptului este cu laudă, iar Ție destul de zi este mărturia Domnului în temergătorul, că Te-ai arătat mai vârtos decât prorocii, ca și botezare pe jurul Iordanul, Te-ai vrednicit drept aceea pentru adevăr, te bucur, ne vestiști celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce ne-a dăruit nouă mare milă. Domnului să ne rugăm. Doamne, trimite mâna Ta dintr-o înălțimea locașului Tău cel Sfânt și mântărește spre slujba Ta ce mi este pusă înainte, ca neosândit la Sfântul Tău altar, să jertfesc jertfa cea fără de sânge, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție, Doamne,
ale Sfinților Părinților și Părinților Apostolii, cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopului Constantinopolului, Sfântul Domnului, binecuvântați, preasfântiți
fără stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și vrea și în vece vecilor. Amin. Rugați-vă pentru noi, prea Sfinte și Stăpâne. Să vină peste voi și puterea celui prea înalt să vă umplească. Amin. Pomeniți-ne pe noi, prea Sfinte și Stăpâne. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfinților Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Vacăului, pentru preasfințitul Părintele nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Ne miluiește! Domnul nostru cel binecredincios de pretutindeni și pentru armata țării Domnului să ne rugăm. Țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele Domnului să ne rog. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri de pace Domnului să ne se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Slăviți noi, din tune cazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții s-o lui Hristos Dumnezeu să vă dăm.
slăviciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și unii pe alții
și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
Lord.
cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Love.
Iar darul
lui Dumnezeu viață veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Fraților, avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să sărăim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dregătorii nu sunt cu frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiește-i să nu-ți fie frică de stăpânire, că bine și vei avea laudă de la ea, căci ea este slujitoare. Iar dacă faci rău, temete, căci nu în zadar poartă sabia, pentru că ea este slujitoare a lui Dumnezeu și răzbunătoare a mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea este nevoie să vă pentru mânie, ci și pentru conștiință. Deci nimănui cu nimic nu fiți datori decât cu iubirea unuia față de altul. Că cel care iubește și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului să fiu Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru pace, preasfințite Părinte. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slăbănochinuindu-se cumpli
Și a zis Iisus, venind îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și îi spun acestuia, du-te și se duce. Și celuilalt vino și vine și slugii mele face asta și face. Auzind Iisus a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat grăiesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu o cer mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Ție, binevestitorule! Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți în titlul acestui sărăcași, pentru cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitor creștin, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul
Mântuitor de oameni, Dumnezeu și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Le rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru adormiții robii lui Dumnezeu, Ioan și Octavia, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, Ioan, Mihai și Octavia, cu tot neamul lor cel adormit, a fericiților ctitorii Sfântului Locașului acestuia, cu tot neamul lor cel adormit, și toți cei care odihnesc în cimitirul acestei parohii, cu tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Lefelor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Și lefelor, Doamne, veșnică pomenire! Lefelor, Doamne, veșnică pomenire! Doamne,
hisop și mă voi curăți, spălamă-vei și mai vârtos de zăpada mă voi albi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați de Tatăl și Fiului Sfântului Duh este venit să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru putele cele cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut, Domn, și arhiereu nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân al toate ne-a slujba sunt aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că singurul Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânește cele cerești, cele pământești, care te-ai pus pe scaunul cherubimilor și Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul robul Tău și încălțește sufletul și inima de cugetele viclene. Și mă învrednicește cu puterea Sfântului Tău, din femeie, Cel ce sunt plecat cu arul Ție, să stau înaintea Sfintei Tale, mesia acestea, să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău, cum și scumpul Tău sânge, îl da Tine vin plecând în omagă și mă primește și mă rog fața Ta de la mine, nici să mă lepe dintre slujile Tale, ci binevoiește să se rog și să mă împărătosul și nevrednicul robul Tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduce, Cel ce primești și Cel ce Te împarți în sfas, și ție slavă înălțăm din lumea fără de început al Tău, Părinte și Prea Sfântului, și fântuiești de viață, Făcătorului Tău, acum și în lumea și în vecii vecilor. Noi care pe Herubim cu taină închipuim și fântătoare de viață, primii creită Sfântă, pe care aducem toată grija cea lumească de la noi și de Păderatul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetări îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia! Cetile îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Domnului, să ne rugăm, Doamne, miliește, binecuvântat spre astăzi de stăpâne de lumea. Să-ți de fără de legea mea și de păcatul meu, Dumnezeu. Că fără de legea mea,
drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa totdeauna, acum și cu să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinu călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și Teoctis, pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți întru Domnul și pe toți episcopii arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și de-a pururi pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții într-o fericire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini,
împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, preoțiile și diaconele. Oh.
noastre, fără durere, neîncruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Oh,
aduc aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl al toților, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de prăzvești, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui și atunci va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui curăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Sfânta în pace jertfă te laudă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Mulțumim și binecuvântăm Sfinții și Sfântul.
Luați, mâncați! Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul deci, dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această porunca mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de suire la ceruri, de șederea cea de dreaptă, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Strămoși, moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreapta credință. Pomenește, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, preoții și diaconii slujitori ai acestei dumnezeiești liturghii. Pomenește, Doamne, după mulțimea îndurărilor Tale și a mea nevrednicie și mi-iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, să nu oprești pentru păcatele mele harul preasfântului Tău Duh de la darurile ce sunt puse înainte. Tămâie-ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, cu miros de bună mireasmă dornicească pe care privind într-o jertfă cu cel mai sfânt de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului Tău Duh. Amin. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria.
Sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Andrei, episcopul Covaste și Arghite, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de toate cazuri, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu har. Și părtășia Sfântului Duh cerând,
pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Cea puternică ni se dă nouă prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Să și nu se desparte cel ce se mănâncă cu Lui și niciodată nu se sfințește și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos, Mica, primirea puterii credinței Sfântului Duh. Amin. Binecuvântată este cărbunea Sfinților și Domnului Domnului și la fărbunea și după cea ce cărbunea credinței plină de Duhul Sfânt. Oh,
Amen.